Femeia care se teme Domnul va fi lăudată. Iată aceste aprecieri reciproce, izvorâte din sentimentul, din starea de fericire și dorind fericirea. Aceste adevăruri sunt valabile chiar dacă și sfinții trec prin încercări și greutăți. Și chiar dacă cei răi, pentru un timp scurt, se pot lăuda și ei cu stări, cu momente de fericire. Scriptura, prin conținutul ei de adevăr pur și viața, în observațiile ce le putem face pe teren, dovedesc că fericirea adevărată este a sfinților. Iată ce citim din cartea Iov, o carte în care se dezbătea problema fericirii, a nefericirii, citim din capitolul 5. De la versetul 24. Vei avea fericire în cortul tău, și asta spunea unui om care pe moment, cel puțin la suprafață, era nefericit. Îți vei găsi turmele întregi. Îți vei vedea sămânța crescându-și, odrasle mulțindu-se ca iarba de pe câmp. Vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Iată ce am cercetat. Și așa este. Tot din Iov citim, capitolul 7. Versetul 7 spunea Iov, desnădăjduit, adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare, ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Așa credea în lunile acelea de durere. Și noi totuși știm că Dumnezeu a redat fericirea lui. Scrie în capitolul 8, de la versetul 6, dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit îl va veghea asupra ta, și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu și așa s-a și dovedit a fi. Capitolul 21, aceeași carte. Versetul 7. Pentru ce trăiești cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Pentru că sunt aceste contraste în raport cu realitatea spirituală. O fericire și la nivel de familie, am putea spune, pentru cei răi, dar ea este foarte vremelnică. Versetul 11, își lasă copiii să se împrăște ca niște oi, copiilor se zbenguiesc în jurul lor, cântă cu sunete de tobă și de arfă, se desfătează cu sunete de caval, își petrec zilele în fericire și se pogoară într-o clipă în locuința morților. Tot aici citim de la versetul 15, despre mentalitatea acestor oameni. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Ce vom câștiga dacă vom înălța rugăciuni? Ce? Nu sunt ei în stăpânirea fericirii? Departe de mine sfatul celor răi. Dar de multe ori se întâmplă să le se stingă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia lui și să fie ca paiul luat de vânt, ca pleava luată de vârteș. Pentru că Dumnezeu este drept, slăvit să fie numele Lui. Așadar, chiar dacă pe moment, poate în timp ce audia studiul acesta, unii aici în adunare sau poate alții cu altă ocazie, poate este cineva într-o stare tristă și în familie suferă și s-ar părea că ceea ce vom afirma din Scripturi nu este un adevăr, căci copiii lui Dumnezeu sunt fericiți în familie. Să știe că în tristările de o clipă, ele lucrează tot în planul fericirii. Dar oricum, vom vedea, chiar și în întristare, copiii Domnului au un izvor nesecat de pace, de liniște, care vine de la Domnul, slăvit să-i fie numele. Se spune că într-o familie bărbatul nu avea servici și s-a dus la un test, la un interviu pentru a fi angajat, dar șansele nu erau prea mari, însă nevoia de a fi angajat era stringentă. S-a rugat, a plecat și soția l-a așteptat la întoarcere, mai întâi cu gândul că poate a fost admis, acceptat. Și atunci a scris câteva rânduri ca să-l felicite pentru că este inteligent. Câteva cuvinte de mulțumire la adresa Domnului.
Dar s-a gândit, dar dacă n-a fost admis, cum să-l aștept? Și atunci a scris pe o altă foaie alte cuvinte în care încerca să-l încurajeze, să-și dovedească și în acele momente încrederea în Domnul și speranța că Dumnezeu are pentru ei ceva mai bun. Și aștepta să vadă pe fața lui dacă a fost acceptat sau nu. Văzând fața rădând de bucurie, a pregătit de repede plicul din tâi. Dar fiindcă el a intrat brusc, l-a ascuns pe celălalt repede în sân. Când i l-a dat, el a citit, a îmbrățișat-o bucuros, care o soție care l-apreciază, dar când a îmbrățișat-o, a scăpat celălalt plic. Evident că în familie trebuie să fii sincer și când l-a citit, a mai îmbrățișat-o odată, doar nu așa era normal. Pentru că noi trebuie să fim pregătiți chiar pentru aceste momente de aparentă scurtă nefericire. Dar vreau să observăm prin contrast, ca și în celelalte lecții, fericirea care o afișează cei de afară în planul familiei și respectiv familia în adevărata fericire potrivit cu principiile sfinte. Asta ca să fim cu toată inima îndreptați spre Domnul și să nu mai stăm în cumpănă, la periferie, privind oare ce ar fi de adoptat din afară ca să ne îmbunătățim condițiile de familie. Deci întâi să observăm fericirea în afara statutului biblic al familiei. În lumea aceasta, o realitate cotidiană și supramediatizată, lăudată, sunt fericirile sau fericirea de o clipă, asta spunem după ce spune Cartea Sfântă, a relațiilor de aventură. Observați filmele și tot ceea ce ține de internet în mod deosebit, ca să nu spun și reclame și media în general, afișează aproape fără excepție această formă de fericire. Astfel întâlnim oameni care se laudă cu rușinile lor, dar cei de afară cred că asta este ceva grozav. Iată ce citim din Cartea Sfântă, Proverbe, capitolul 7, pentru că acest flagel a secerat vieți și în antichitate, dar acum, datorită tehnologiei, cum aminteam, datorită înmulțirii populației globului, s-a extins fără măsură. Proverbe 7, citim de la versetul 7. Am zărit printre cei încercați, am zărit printre tineri pe un băiat fără minte, care se întâlnește cu o femeie imorală, care îl seduce, îi promite fericire. Citesc versetul 18, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață și să ne desfătăm cu desmierdări. Deci 21, tot vorbindu-i, l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cer care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă busna în laț fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Deci 26, că ce a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Cu ce i-a ucis? Cu un început promițător de fericire. Da, din nefericire mai sunt chiar din tinerii familiilor noastre, care cred că o astfel de fericire, de aventură, poate să fie cu adevărat fericire. În Noul Testament, Apostolul Pavel surprindea această realitate murdară în Efeseni, capitolul 4, și noi putem să o constatăm din plin. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Și dacă observați, bărbați în mod deosebit vorbind, cât de vulgari sunt, pentru că acest domeniu îi încântă, deși nu este unul care să fi fost făcut cu adevărat fericit în această privință.
având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi lor, ei și-au pierdut orice pic de simțire. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Așa este acum. Să știți că în Grecia antică era multă imoralitate. A fost stopată în veacurile ce au urmat de creștinism. A revenit în Evul Mediu, târziu. Iar în ultimele două secole de când cu teoria evoluției, oamenii au redevenit animalici, ba chiar mai grav, pentru că animalele totuși sunt mai curate în privința asta. Au devoluat. Și cum scrie Romanul 1:32, nu numai că le fac, dar laudă pe cei ce le fac. Pentru că toți acești stricați sunt lăudați. Dumnezeu să păzească poporul său de aceste lucruri murdare. Tot legat de viața de familie, o ispită mai aproape de noi. Aparenta fericire în bogăția familiei ce își permite luxuri, distracții și de aici până la destrăbălări nu-i mult. Pentru că în lumea asta, lângă toți stricații, cine mai sunt lăudați tare mult? Bogați. De ce o fată de 20 de ani se mărită cu un moșneac de 70? Are bani. Și pe acest motiv e gata să încheie un legământ de căsătorie. Ba chiar în lume este spus, la fete se caută frumusețea și la bărbați bani. Pentru că prima ispită este cea a curvii și cea de-a doua e legată de bogăție, de lux, crezând că așa vor fi fericiți. Iată ce scria Solomon, un om care a încercat și el bietul. Averea a avut. Citim din cartea aceasta, Eclesiastul, capitolul 2, versetul 1. Haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar și aceasta este o deșertăciune. A hotărât să bea și a construit de toate, versetul 4, livezi, case, versetul 8, argint, aur, știți. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și deasupra, vârful piramidei, și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. A avut pe ce se clădească, a avut bani, avere. Am ajuns mare, mai mare decât tot ce cereau înaintea mea la Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. N-a fost vreo mâncare pe care s-o fi dorit și să nu fi avut puterea să o comande. Și finalul, versetul 17, atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul e deșertăciune și goană după vânt. Dar câți îl cred pe Solomon? Ca să nu caute fericirea pe acest bulevard, să-l numim, a desfătărilor prin ceea ce poate să ofere materia. Spunea tot el în cartea Eclesiastul, capitolul 6, versetul 3, chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult s-ar mări numărul zilelor, anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de înmormântar n-are parte, eu zic, o stârpitură mai fericită decât el, iată ce echivalențe face, ce simboluri, cum le pune pe talere. Pentru că, încercând totul, a ajuns să constate nefericirea, nu fericirea. Versetul 6. Și de-ar trăi chiar de 2000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Pentru că nu există fericire fără Dumnezeu. În 7:26 se referă strict la nereușitele lui în viața de familie și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, care inimă este o cursă și un las, a cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Și cum poți să fii fericit în casă cu astfel de femeie când de fapt ești arestat?
Și se pare că el n-a înțeles până când a îmbătrânit aceasta. Să ne amintim și de viteazul Samson, care ca și Solomon n-a vrut să se lase de Domnul. Observați, la amândoi este acest element comun. În timp ce inima va cârmui cu înțelepciune, la Samson din nou, în timp ce voia să lupte pentru cauza Israelului, a încercat gustul unei familii în afara poporului Dumnezeu, pentru că această imputație i-a dus-o părinții. Nu-i nicio fată în poporul tău. Și-a făcut o nuntă la filisteni, o ghicitori. O nuntă la care n-a fost fericit. Pentru că nevasta n-a spus lângă rugăciuni, nici n-a cântat. L-a pistonat într-una, până când el a cedat. Și diavolul a știut apoi că aici este sensibilitatea lui Samson și din nou în capitolul 16 din Judecători, este subjugat de altă femeie. Și l-au terminat. Pentru că și Solomon și Samson nu au înțeles ceea ce Dumnezeu a scris foarte clar, să nu încerce împliniri în viață fără respectarea condițiilor sfinte referitoare la familie. Ambii au privit în afara graniților poporului lui Dumnezeu. Și rezultatul a fost nefast. Băieți, fete, părinți care sunteți aici, care auziți, să învățăm din greșelile acestor doi titani și să ne dăm seama că un băiat, să zicem, mai le ia diavolul mintea la fete, vine cu bani, promite, este puțin gentil, cât de cât are maniere ce par viață morală. Și promite că o lasă la adunare și că va fi bine. Povesteau frații din Uniunea Sovietică despre o tânără care s-a căsătorit cu un inginer, era vremea comunistă, și l-a spus că el nu-i cu biserica și o lasă pe ea. Dar apoi, după ce a trecut-o pe numele lui, a cerut totul să meargă la preot. Și povestea beata femeie mai târziu despre nefericirea, despre chinul ei, când s-a simțit lepădată de Domnul, când nu s-a putut bucura măcar că soțul ei avea o poziție, avea o avere. Vreau să înțelegem că toți cei care își doresc fericire prin gustul apetisant al păcatului, prin aceste pasiuni lumești, vor avea parte nu de binecuvântare, ci de blestem, și nu doar pentru ei, și pentru generațiile ce urmează. Pentru că Dumnezeu spunea, cu gura Lui a scris, cu mâna Lui și scris în cele 10 porunci, că pedepsește până la al treilea și al patrulea neam. Asta înseamnă că Dumnezeu te pedepsește până la adânci bătrânețe. Personal, cred că de aceea pedepsește Dumnezeu numai până la al treilea și al patrulea neam, câtă vreme trăiește omul, ca să fie el lovit, văzându-și copiii, nepoții și strănepoții loviți de soartă. Vreau să vă amintesc un caz a unui om din cartea 2 Samuel, capitolul 3, care a greșit față de David, a fost în stare, în vinovăția lui, în ambiția lui să ucidă chiar unul din rudenile lui. Să nu uităm că era verișor, primar cu Amasa, și David a rostit un cuvânt greu asupra lui. 2 Samuel 3 cu 29, sângele acesta cade asupra lui Ioab și asupra întregii case tatălui său. Totdeauna să fie în casa lui Ioab cineva atins de o scurgere sămânță sau de lepră sau care să razime în câr sau să cadă ucis de sabie sau să ducă lipsă de pâine. Greșelile unora se extind asupra familiei lor și asta este trist. Cred că vă amintiți ce scrie în Psalmul 109, acest psalm al lui Iuda în primul rând, dar nu numai, a multora care greșesc în felul acesta, sunt afectați copiii, e nefericită familia.
Scrie aici în versetul 9, să rămână copii orfan, nevasta, văduvă, copilul să umble fără niciun căpătâi, să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărâmată. Versetul 4, și nelegiuirea părinților săi să rămână ca aducerea minte înaintea Domnului și să nu se șteargă păcatul mamei lui. Grele cuvinte. Pentru că cei ce nu l-au pe Domnul, îl au în mod automat din oficiu pe Satan, care întâi promite și apoi se instaurează chinul. Se spune că într-o familie, după ce a venit tata de la servici și mama nu-și terminase mâncarea, a avut treabă cu copiii, gospodărie, și l-a strigat la ea, s-a certat, s-a apucat întâi să bea. Un copil s-a speriat și după ce l-a plecat, a zis către mama lui, mama, mie îmi pare rău că ne-am căsătorit cu tata, ție nu-ți pare rău? Sigur că repare rău. Întâi celor ce suferă, apoi și celor ce fac pe alții să suferă. Dar asta este nefericirea celor de afară. Trist este, cum spuneam, că mai sunt tineri și tinere și chiar părinți care laudă o potențială căsătorie cu cei de afară sau acceptă în casele lor modele de afară, crezând că vor fi mai fericiți. O înșelare. Vreau să trecem și să observăm fericirea familiilor sfinte. În primul rând, fericirea din perioada fecioriei sfinte. Ești fericit și dacă nu te căsătorești. Iată ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 7, și fericirea aceasta ar trebui să se aibă cei ce sunt încă necăsătoriți în familiile de credincioși. Citim de la versetul 32. Pavel spunea, dar aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește lucrurile lumii, cum să placă bărbatul ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Și versetul 40. După părerea mea, zicea Pavel, va fi mai fericit dacă rămâne așa cum este și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Deci și dacă nu s-ar căsători vreun tânăr, vreo fată, tot fericită este. Și dacă se căsătorește, tot fericită va fi. Pentru că Dumnezeu are aspecte ale relaționărilor sfinte, ale părtășiilor frățești, ale lucrărilor sfinte, vom vedea într-una din lecțiile viitoare, care fericesc pe cei credincioși. Dar noi vorbim despre fericirea familiei, care în mod propriu-zis înseamnă soț, soție și perspectivă copii. Cei credincioși sunt fericiți prin unirea și comuniunea de o viață. Și cum n-ar fi ei fericiți când sunt binecuvântați de Domnul din prima zi, când sunt împreună, când Domnul i-a unit? O astfel de familie nu are lucruri ascunse unul de celălalt, nu sunt bani risipiți, nu este ceartă, nu sunt prietenii vinovate. Este acea încredere care lasă pace. Mi-amintesc că aici cu ani în urmă a venit un prieten care la o a doua întâlnire mi-a zis, dacă mă pocăiesc, acum îmi dau seama, zice el, că trebuie să renunț la multiplele mele prietenii. Spus, da, evident, trebuie să te oprești la o fată care să-ți devină nevastă și gata. Și a zis, el am evaluat puțin posibilitățile acestea. Zice, pe moment m-am gândit că sunt nefericit, cum să rămân eu numai cu o nevastă? Când eu așa îmi pot permite. Zicea el, dar după aceea m-am gândit, dar totuși e fericire să ai numai una. Că pe asta poți să o ai pe față, nu mai trebuie să te ascunzi, nu cheltui bani în plus, nu te minte, nu-i trădare. Și da, zicea că după aia mi-am dat seama. Dar bineînțeles că doar Dumnezeu ne-a vrut binele. Că noi știm din Vechiul Testament, care au avut câte două, nu au avut decât supărare.
Și oricum n-a putut să iubească numai pe una, nu întâlnim niciun caz de poligamie în care să fie încăput două femei în inima unui bărbat. Felul în care Dumnezeu a rânduit un bărbat și o femeie este tot ceea ce are omul nevoie. Și Dumnezeu a vrut ca familia să fie fericită, scrie în Cartea Deuteronom, capitolul 24, versetul 5, când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oase, să nu pună nicio sarcină pe el, să fie scutit din pricina familiei, timp de un an, și să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o, să-i facă bucurie soției. Citim și din Proverbe, capitolul 18, acolo unde este evidențiată originea fericirii noastre în familie, 18:22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericire. Vrei să fii fericit? Caută-ți o nevastă bună. Și ascultă ce spune partea a doua versetului. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Vrei fericire? Vină la Domnul să-ți dea nevastă. Nu pleca singur să hoinărești și apoi să spui că îți place. Probabil, sentimentele te vor provoca și o vei iubi. Numai că iubirea care nu vine de la Domnul e ca și cea între Amnon și sora sa Tamar. Cât a ținut? O zi. Și apoi au fost nefericiți pentru totdeauna. Proverbe 5 cu versetul 16 evidențiem fericirea de a avea o nevastă o viață întreagă. Ce vrei să-ți vezi să-i zvor la afară, să scurgă râului pe piețele de obște? Asta le spun eu la cei ce își pun pozele pe internet, să le curgă râurile pe piețele de obște, să se uite toți la ei cum arată. Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul. Și acest tot timpul cât este? O lună de miere numai? Nu. Toată viața te bucuri de soția ta, ești fericit cu ea. Fiind îndrăgostit, necurmai dragostea ei. Și în aceste condiții, pentru ce fiule ai fi îndrăgostit de o străină? La ce mai trebuie altceva? Și ai îmbrățișa sânul unui necunoscut. Ar fi un lucru care nu e necesar. Să ne dea Domnul aceste gânduri sfinte la toți. Și să rămânem credincioși cu toată pasiunea atașați de partenerul de viață. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu pedepsește tot cu scopul pentru a-i ajuta să înțeleagă pe cei de afară. De exemplu, cu partenerul de viață poți să ai relații intime o viață întreagă și rămân sănătoși cei doi. Se trece la relații în afara vieții de familie sau la perversiuni sexuale și imediat dau bolile. Și toate astea sunt boli cronice. Pentru că sunt nefericiți și sufletește, dar Dumnezeu aduce peste ei și nefericiri de ordin fizic, ca să înțeleagă că fericirea se găsește numai în această stare monogamă a familiei, un bărbat și o femeie, în această stare heterosexuală. Și toți cei care se abat își gustă nefericirea, cum spuneam, în toate privințele. Noi dorim ca și dintre ei Domnul să mai recupereze. Și dacă n-au avut cine să-i învețe sau au greșit, să se îndure Domnul de ei și să poată fi atașați de poporul lui Dumnezeu și să se bucure de fericire. Am întâlnit familii care au fost chiar despărțiți și când s-au pocăit, s-au reunificat, sau au fost situații chiar de pocăiți, mai rar se întâmplă, când diavolul i-a lovit, i-a împrăștiat, i-a zdrobit și apoi când Domnul i-a cercetat, s-au reunit și lucrurile au fost minunate. Dar fericii de aceia care de la început pot să aibă un palmares binecuvântat și să concureze, cum spunea cineva, pentru două locuri din rai, pentru cel mai bun bărbat și cea mai bună nevastă.
nu că gata există așa ceva, dar ar fi bine ca ceva să ne motiveze și să știm că în rolurile în care suntem, noi vom fi răsplătiți de Domnul. Un alt aspect al fericirii în viața de familie creștină, fericirea nașterii unui copil după chipul și asemănarea părinților și cu ajutorul lui Dumnezeu. Știți ce au spus primii părinți când s-a născut copii? Eva a spus, am născut cu ajutorul Domnului. Și din Geneza 5 e scris despre Adam că a născut un copil după chipul și asemănarea lui. Așa e că vă bucurați când vă seamănă copiii, nu? Fizic, temperamental și așa mai departe. Ne întristăm numai când ne seamănă în cele rele. Dar în rest suntem bucuroși că suntem ca un pom, că am rodit. Spune Scriptura în Psalmul 127, evidențiind și această dimensiune a fericirii în viața de familie, citesc de la versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe ferice de omul care își umble tolba de săgeți cu ei, căci nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Atunci era valabil și acest aspect de ordin militar, pentru că familiile puternice erau biruitoare, dar noi știm că oricum și în vremea noastră sunt lupte spirituale și una este să ai unul pe care îl angajezi să postească, să se roage sau să ai zece. Una este să te întâlnești cu unul și alta este să-ți vină zece copii toți acasă, cu nurori, cu jineri, cu nepoți. Tot despre aceste aspecte vreau să mai amintesc un cuvânt din Ioan capitolul 10, sunt cuvintele Domnului Hristos și acum spuneți dumneavoastră surorilor dacă nu e așa, dar eu am văzut că e așa numai de câte ori vă îmbrățișați copilașii și îi sărutați. Știți că cu bărbatul te îmbrățișezi, te săruți într-un act reciproc, dar uneori sărutați și noi o facem, dar nu cât dumneavoastră, copilașii care nu știu în ce măsură pot să se revanșeze, deși sunt bucuroși ei în vârsta lor. Ioan 16:21, femeia când este durerea nașterii se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Deci, cu Domnul te bucuri și înainte de a te căsători, te bucuri când te căsătorești, te bucuri apoi când se nasc copii și v-am dori bucurie și fericire și pe măsură ce copiii cresc. Asta depinde de educația noastră, de binecuvântarea Domnului, de aceea vă îndemnăm să vă dedicați educației copiilor. Vă citesc două versete din Proverbe 29. În privința aceasta, societatea noastră iar e pe dos. Vrea să interzică educația copiilor, disciplina. 29:15. Nu iau așteptarea, dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Versul 17, pedepsește-l fiul, el îți va da o dihnă, odihna e perechea fericirii și îți va aduce desfătare sufletului, un copil disciplinat. Oricum, dacă vor ajunge copiii mari și vor fi cu minți și vei fi cinstit, apreciat, respectat așa cum cere porunca, te vei bucura. Și Dumnezeu pentru aceste atitudini ale copiilor le dă și lor fericire. Că este prima poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit. Pentru că în timp ce îți faci părintele fericit, Dumnezeu te binecuvintează și devii fericit. Când ne vedem copiii în casa Domnului, am văzut mamele, cum noi stăm în față când ies copiii să cânte. Dintr-o dată vă înseninați toate, uitați de toate durerile ce le-ați avut și toată truda și ați desfășurat-o. Pentru că așa rânduie Dumnezeu să te bucuri când se căsătoresc mai târziu în viață și Dumnezeu le răsplătește și lor. Toate acestea sunt elemente ale fericirii. Doamne, îndură-te de familiile noastre și dă-ne pricepere să ne comportăm în așa fel încât să fim cu adevărat fericiți. Ca pe lângă efortul care îl depunem în
creșterea copiilor, prin muncă, prin educație, prin tot ceea ce e necesar aici pe pământ, în condițiile acestea de expulzare din Eden, să putem să o facem cu bucurie, cum este scris și despre slujba din adunare, nu suspinând, ci să gustăm aceste forme de fericire pe care Dumnezeu ne le-a dat. Și evident să știți că ceea ce este aici este doar un preambul foarte limitat. Dar Dumnezeu ne va da adevărata fericire tocmai prin ceea ce realizăm noi la nivel de familie în împărăția sa. Un alt aspect al fericirii în familie este legat de rezultatul efortului comun, de munca prestată de cei doi, de familie, de copii, de bunici, dacă mai sunt, să ajute, și toate astea sub binecuvântarea Domnului, sunt o bucurie. Spune Scriptura tot în Psalmul 127, versetul 1 și 2. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba locuiește cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, pentru că muncă prestează și de afară, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Adică asta înseamnă într-o stare de liniște, de împlinire. 128 cu 1 și 2. Ferici de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Să nu înseamnă că trebuie neapărat să ai vilă să fii fericit. Când ne-am căsătorit, am stat mulți ani pe chirie. Doar al șaselea copil s-a născut în casa noastră și aceea era cu datorii. Dar Dumnezeu ne-a dat harul să ne putem bucura. Și nu ne-am stresat. Pentru că oricum, spunea Domnul Hristos, îngrijorându-ne, tot nu rezolvăm ceva. Mai bine o bucată de pâine uscat, dar cu pace, cu fericire, decât o masă încărcată. Și cei de afară pot să aibă cele necesare. Și Dumnezeu le dă. Dar ei la masă ce discută? Psalm? Vorbesc despre lucrările lui Dumnezeu? Tot ceea ce pot să vorbească, observații, doar știți, trăim în societatea asta. Se plâng de politicieni? Îi invidiază pe alții că sunt mai bogați? Îi batjocoresc pe necăjiți? Și stările astea le aduc fericire? Da, de unde? Îi și îmbolnăvesc. Și sufletește, n-au nicio satisfacție. Spunea Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 4, versetul 9, și asta spunem în a aprecia munca soțului și respectiva soției, mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Și uite așa, soțul aduce bani, soția pregătește masa sau poate lucrează amândoi, știu eu, în grădină, sau sunt situații când nu au copii mici, poate lucrează amândoi la vreun serviciu, dar se bucură împreună. Cu siguranță nu se bucură cei ce sunt cu pungile separate. Că ăștia tot timpul sunt cu negocieri și cu cotă parte de bani și de scandal. Bucuria înseamnă împreună. Și ultim aspect, Dumnezeu în dragostea Lui pentru poporul Său se îndură de noi chiar în situații critice și lasă și acolo un izvor de fericire neînțeles. Spune Scriptura în Psalmul 68. Asta pentru că sunt totuși situații în care sunt văduve, sunt orfani. Este Dumnezeu absent în asemenea situații? Sunt condamnați la nefericire din acel moment și el în cauză? 68 cu 5. El este tatăl orfanilor, apărătorul vădurilor, el Dumnezeu care locuiește în locașul lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinși de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate, dar de aceștia se îndură Domnul. Și hai să vă amintesc un caz din Biblie, îl cunoașteți. Elimelec și Naomi au plecat în altă țară. S-au căsătorit băieții, toate bune până aici. A început să vină necazul. A murit bărbatul, au murit băieții. Și n-a mai vrut să-i spună Naomi plăcuta. A crezut că e condamnată să fie amărâtă până la moarte. S-a îndurat Dumnezeu de ea? S-a îndurat și de ea și de Rut. Și bătrânețea i-a fost din nou sprijinită de Domnul.
Și chiar dacă ar fi vreo văduvă să nu se căsătorească, cum sunt atâtea. Scrie în 1 Timotei, capitolul 5, cu astfel de femeie și-a pus nădejdea în Dumnezeu, stăruiește în lucrurile sfinte, este ajutată de adunare. Da. Au fost situații în care a murit un bărbat și ce n-a reușit să facă el, Dumnezeu le-a dat acelei familii prin ajutorul fraților. Pentru că Dumnezeu nu părăsește niciodată pe ai săi. Și ei tot fericiți rămân, chiar dacă printre suspine, printre lacrimi, Dumnezeu îi veghează. Slăvit să fie Domnul. Vreau să încheiem convinși și apreciind fericirea care Dumnezeu o dă aleșilor săi, bucuria cu care ne-a cinstit. Și să înțelegem că fericirea familiilor sfinte se întinde peste generații. Spune Scriptura în Proverbe, capitolul 20, versetul 7, cel neprihănit trăiește, umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. O, de-ar mulțumi copiii aceștia părinților. Evreii au fost fericiți mult datorită părinților. Blestemul merge până al 4-lea neam. Fericirea știți până al câtelea neam merge? Până al 1000-lea neam, auziți? Cât de mult apreciază Dumnezeu pe un credincios. Și unde să-l binecuvinteze mai mult, dacă nu în viața de familie? Să binecuvinteze firma unde lucrează, în primul rând, țara. E și țara binecuvântată, chiar și localitatea. Poate să fie din pricina lui, dar în primul rând va fi binecuvântată familia. Să ne amintim de Avram, care Dumnezeu i-a promis, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și sămânța ta. Genesa 12 cu 23. Pentru că un părinte credincios, chiar și numai unul fiind, spune Scriptura în 1 Corinteni 7 cu 14, copiii sunt sfinți. Adică Dumnezeu le poate da favoare și poate să-i mântuiască. Și pe partenerul de viață poate să-l sfințească și în perspectivă să-l mântuiască. Dar ca această fericire să devină o realitate, singura noastră grijă trebuie să fie învățătura sfântă. Să ne silim să implementăm ceea ce Dumnezeu dorește. Lecția aceasta să o legăm de o leană din lecțiile anterioare, fericirea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Vrei să fii fericit în familie? Gustă fericirea împlinirii acestui cuvânt. Și acest cuvânt te va învăța ca soț să faci totul pentru fericirea soției, pe ea o motivezi să se lupte pentru fericirea ta, să jertfești cei doi pentru copii, îi învață respectul și toate acestea, de fapt, construiesc relații de fericire în sânul familiei. Cei de afară sunt nefericiți pentru că sunt egoiști. Fiecare vrea pentru sine, fiecare vrea să fie el cel din tâi. Este ca și în întâmplarea aceea că un stăpân a vrut să dea o lecție la două slugi și a organizat un concurs. Fiecare slujii a fost dat un cal și a fixat o țintă undeva la un pom în față și a spus, calul cărui ajunge ultimul, ia premiu. Și vă dați seama, trăgeau de timp. Du-te tu, du-te tu. S-au întâlnit cu cineva, i-au întrebat, ce faceți, pierdeți vremea, nici nu mergeți, nici nu veniți. Stăpânul știe că voi mișcați cu cai pe-o parte și în alta, de fapt bateți pasul pe loc. Și când i-au spus, omul ăsta înțelept, i-a zis, băi, schimbați cai. Și acum fiecare gonea calul celuilalt să rămână a lui la urmă. Și asta trebuie să înțeleagă unul în viața de familie, că trebuie să schimbe cai, schimbe mentalitatea. Și să trăiască în folosul soției și el ia premiu. Soția să jertfească pentru soț și ea ia premiu. Să te dăruiești pentru copii și ei premiu. Copiii să se dăruiască pentru părinți, Dumnezeu îi va cinsti și le dă fericire. Astea sunt regulile jocului în viața de familie. Însă numai dacă vom înțelege ceea ce este scris și vom trăi după aceste principii sfinte, Doamne, ajută-ne! Altfel ne încurcăm și nu ajungem niciodată la fericire. Vreau să închei cu un verset din Deuteronom, capitolul 6, pentru că aceasta este aplicația de fond, asta trebuie să mergem acasă și să continuăm să facem. Deuteronom 6, citesc la versetul 2, ca să te temi de Domnul, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile pe care ți le dau azi, ca să ai zile multe, ascultă-le, dar Israel, și
Caută să le împlinești ca să fii fericit. Și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeu părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Dumnezeu le-a spus, voi primiți țara asta pentru niște părinți care mi-au fost ascultători. Dar dacă vreți să o moșteniți, atunci voi și copiii voștri să înțelegeți că fericirea atârnă de păzirea cuvântului, dar această realitate, această lucrare trebuie să se implementeze mai întâi la nivel de familie. Doamne, ajută-ne! Amin!